Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom face o rețetă de prăjitură cu vanilie și cremă de măr. Pentru crema de măr avem nevoie de 200 de grame de zahăr, puteți folosi și zahăr brun, 100 de grame de unt, 80 ml de vin roze sau roșu, 30 ml de esență de rom și în jur de 1,2-1,5 kg de mere. În început vom carameliza cele 200 de grame de zahăr. După ce s-a topit zahărul, vom adăuga și untul. Vom pune și vinul și vom amesteca foarte bine. Acum vom pune și romul, după care vom pune merele. Acum vom lăsa merele să se caramelizeze. Merele sunt gata, iar acum le vom pune într-o tavă unde am pus hârtie de copt. Și aici vom pune merele caramelizate. Vom întinde foarte bine pe toată suprafața tăvii. Vom lăsa să se răcească, iar acum ne vom ocupa de blat. Pentru acesta avem nevoie de 7 ouă, 170 de grame de zahăr, 170 de grame de făină și un plic de praf de copt. Și bineînțeles un praf de sare. În început vom separa ouăle și vom face spumă din albușuri. Am făcut albușurile spumă, vom adăuga puțină sare, iar apoi vom pune zahărul treptat și vom mixa. Acum vom adăuga gălbenușul și vom amesteca foarte bine. Vom pune și praful de copt. Ca la început, este faptul că trebuie să adăugați și puțină coajă de portocală. După care puneți făina, amestecați foarte bine și aluatul pentru blat este gata. Aluatul pentru blat este gata, iar acum îl vom pune peste merele noastre caramelizate. Acum o voi băga la cuptor la 170 de grade timp de 40 de minute. Pentru cremă vom folosi 5 gălbenușuri, 180 de grame de zahăr, 100 de grame de amidon, 1 litru de lapte, 250 de grame de unt și esență de vanilie. Și bineînțeles, dacă vreți, puteți să puneți și 2 pliculețe de zahăr vanilat. Acum vom amesteca gălbenușurile cu zahărul. Acum vom pune și amidonul. Acum punem laptele. Și vom amesteca foarte bine. Punem și puțină sare. După care o să punem la foc încet până când crema noastră se îngroașă. Crema este gata, iar acum o vom lăsa să se răcească. Cuptura noastră a stat în jur de 45 de minute la cuptor. Iar acum vom verifica dacă crema noastră s-a răcit. Crema noastră s-a răcit, iar peste ea vom pune untul, cele 250 de grame. Peste ea vom pune și cele 2 esențe de vanilie. Crema este gata. Blatul împreună cu merele s-au răcit, așa că am răsturnat aluatul nostru pentru a putea pune crema deasupra. Și vom pune puțin câte puțin și vom întinde foarte bine pe toată suprafața. Acum vom pune 200 de mililitri de frișcă bătută. Iar acum vom pune puțină ciocolată. Eu voi pune ciocolată cu lapte. Dumneavoastră puteți să puneți ciocolată albă, ciocolată amară, de care ciocolată vă place. Și prăjitura noastră este gata. Iar acum trebuie ținută cel puțin 2 ore la frigider. Prăjitura noastră a stat la frigider. Acum am tăiat-o să vedeți și dumneavoastră cum arată în secțiune. Dacă v-a plăcut rețeta mea, nu uitați să dați un like, un share, să vă abonați. Pe data viitoare, dragii mei, pa, pa!